Mamele minore au nevoie de sprijin. Multe sunt traumatizate încă de când află că sunt însărcinate. Mai multe probleme apar în momentul în care apare pe lume copilul. În aceste momente, tinerele au nevoie de ajutor, de sprijin, de consiliere. Din păcate, statisticile arată că de cele mai multe ori minora devenită mamă este părăsită de tatăl copilului. Poate apărea frica foarte mare și atunci când apare frica, există o modalitate de a o compensa și anume fuga. Din păcate, mulți tați, conform statisticilor, aleg să plece. Am încercat să explic un pic mecanismul, și anume pentru că se sperie, în primul rând. În al doilea rând, pentru că nu înțeleg exact ce presupune, până la urmă, un copil este o... necesită o viață întreagă, are anumite nevoi și necesită un anumit ajutor, da. Și atunci, de multe ori, mai ales în situația acută, există o tendință spre fugă. Despre responsabilizarea partenerului de viață vorbește și părintele Mihai Mărgineanu. În ceea ce am avut ca și contacte cu astfel de tinere, a fost faptul de a le ajuta să responsabilizeze pe cel cu care are copilul, pentru că și aici o altă problemă pornește de la o relație mai mult sau mai puțin afectivă, dar tot afectivă este, și dintr-o dată e totul aruncat pe umerii ei, zicându-se, e vina ta, tu ești vinovată, tu ai vrut, tu, și așa mai departe. Ori lucrul acesta nu poate să nu rănească și să creeze traume pe termen lung. Multe tinere mame renunță la educație, abandonează școala pe motiv că are grijă de copil. Psihiatrii spun însă că mai este o explicație, modelul de acasă. Partea aceasta cu abandonul școlar este una complexă, în sensul în care cauzele pot fi multiple. De exemplu, dacă mama a văzut la mama sa sau la bunica sau la o mătușă, adică are exemplu în familie. La un model pe care ea consideră model. Exact. Dacă a văzut că a rămas însărcinată minoră fiind și au renunțat la educație, ba mai mult decât atât, de-a lungul timpului au auzit replici de tipul ei, lasă că oricum n-am terminat studiile și ce mare lucru. Automat și ele au tendința să facă aceeași lucru, se repetă. O statistică arată că aproape 45% din mamele minore din Uniunea Europeană sunt din România. Asta în condițiile în care, în urmă cu doar 2 ani, procentul era de doar 30%. Acest proiect este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Iași.